În premieră, fructele din Moldova sunt prezentate la prestigioasa expoziție internațională Asia Fruit Logistica, care se desfășoară la Hong Kong în perioada 6-8 septembrie curent. Piața asiatică este una dintre cele 5 direcții strategice de export, conform programului strategic de marketing și promovare a sectorului de fructe pentru anii 2023-2025, elaborat de Asociația Moldova Fruct cu suportul lui SEIT și validat de producătorii și exportatorii de fructe din Moldova. În acest context, Asia Fruit Logistica reprezintă o oportunitate extraordinară pentru exportatorii de fructe de a-și promova produsele pe piața asiatică, una dintre cele mai mari și mai dinamice piețe din lume. Fructele din Moldova sunt expuse la Asia Fruit Logistica în cadrul standului de țară Moldova un gust deosebit, unde antreprenorii moldoveni își prezintă oferta de fructe, inițiază discuții cu importatori și stabilesc relații de parteneriat cu comercianți din țări precum Filipine, Indonezia, Thailanda, Malaezia și Vietnam. În anul 2022, aceste țări au importat în total în jur de 850.000 de tone de mere. Totuși, în sezonul anterior, Republica Moldova a exportat în aceste țări, precum și în Orientul Mijlociu, care este o piață cu un potențial de aproximativ 450.000 de tone, peste 6.000 de tone de mere. Astfel, există posibilități reale de a spori exportul de fructe din Moldova pe aceste piețe. Asia Fruit Logistica, cunoscută ca una dintre cele mai mari expoziții specializate în industria fructelor din Asia, adună anual în jur de 10.000 de vizitatori profesioniști din domeniu, importatori, exportatori, producători și furnizori din circa 70 de țări. Acest eveniment reprezintă o oportunitate unică pentru producătorii și exportatorii din țara noastră de a prezenta calitatea, diversitatea și potențialul fructelor moldovenești pe scena internațională.